astăzi vom mânca mâncare de culoare galbenă și albă. Și haideți să dăm drumul la treabă. Am venit la supermarket să ne facem cumpărăturile pentru ziua de astăzi și avem 5 minute la dispoziție. Haideți să vedem ce putem cumpăra. Am găsit aici niște muștar. Haideți să vedem ce muștar luăm. Cred că luăm din ăsta, Tommy Dulce. Haideți să continuăm că trebuie să luăm ceva și de mâncat, că se ne ține de foame toată ziua asta. Începem și noi în forță, băieți, mergem să luăm ceva chestii de astea albe, pufuri de astea. Luăm una că ne ajunge după, e prea dulce, nu merge. Hai să continuăm să ne ce mai căutăm, bă. Bă, nu știu ce fac, dar dau numai de dulce, mă, fraților, așa că mai luăm și o ciocolată din asta albă, Creamy White Heidi. Ia, mă, să vedem. Nou promo. Adică bine, ar fi bun un promo. Hai să continuăm. A venit iar la bă, băiatule, hai să mergem să luăm și noi totuși ceva alb, adică o Philadelphia de asta. Mamă, știți cum e? E albă, de alb de la pur. E și bun, rău de tot. Hai să vedem cum stă treaba. O luăm și pe asta. Ia, vedeți, am găsit aici direct apă galbenă, frate, chiar e tare rău de tot. Și am luat și niște pufuleți de pe drum. Chiar abia aștept să le combin. Sunt curioasă totuși ce și-a la Mițu. Ia vedeți ce luăm, băieți, niște popcorn ăsta nebunatic, da? Și pe lângă mai luăm și niște semințe albe, tată. Uitați-vă și am ginit aici, fraților, apă de cocos. Ești nebun la cap. Uitați-vă care bucăți albe în ea. Bă, e ribunie. Hai să luăm și pe asta. Și hai să vedem pe unde mai mergem, mai bucați și gata. Ia vedeți și am găsit aici niște brânză, niște felii de brânză băgate așa într-un ambalaj, știi că snacks. Haideți să le luăm pentru că sunt tare curioasă ce gust au. Ia vedeți ce vreau să iau, fiți atenți aici, mare salam de ăsta, zici că e baton de ăsta de polițist. Ce vorbești, măi, ce bun la cap, salam peleș se cheamă, 16 lei, hai să vedem ce gust are. Ia vedeți și am găsit, fraților, what the fuck, n-am mâncat asta niciodată, haideți să le luăm pentru că timpul se scurge și trebuie să mă întâlnesc cu Mițul la casă. Am găsit și preferatul meu porumbul, n-am cum să nu-l iau, frate, preferatul meu, poți să mănânc. Hai să vedem, fraților, mai luăm niște icre de știucă. Ești nebun din asta și aia, uitați-vă cât de albe sunt, le băgăm. Și hai să ne grăbim, pentru că timpul se scurge rău de tot. Și în ultimul rând să mai luăm niște cornuri din astea galbene, de culoare galbenă, de fapt. Și haideți să mergem la casă, pentru că trebuie să mă întâlnesc cu Mițu. Am venit la restaurant și uitați-vă ce avem în față. Băutură galbenă și băutură albă. Și uitați și paiele astea cum sunt, galben și albi. Exact ca challenge-ul, frate, pe bune. Hai să vedem cum e băutura mea galbenă, că de asta albă o să ne spună Mițu. Ce bună e! Nu știu cu ce e aici, cu mango, cu ceva, dar e bună rău, gen 10. Nota 10, e prea bună băutura asta. Ia mă, că sunt curios și eu, da mea. Ia mă, să vedem, tată, și băutura albă. Uitați-vă cât de albă e și că e lapte. Ești jebul la cap cu spumă de acolo, dar hai să vedem cum se treaba. Wow! Mamă, cum se simte cocosul, ești nebun? E ce trebuie. Nu-mi dau seama ce a pus aici și zic asta pentru că chestiile astea, din câte am înțeles, sunt un fel de custom made. Am cerut noi, vrem ceva alb și vrem ceva galben, așa l-am zis de băut, dar super mega tare. Nota 9.20. Și până ne vine mâncarea, lăsați în comentarii ce crezi că ne-a comandat, alb și galben. Au venit pastele, dar nu erau unde ajuns de albe, așa că pune mare sos aici. Ia vedeți cum stă treaba, să le facem albe la propriu, tată. Ia vedeți, mă. Și fiți atenți ce urmează și la party acum. Vă dați seama că burgerul n-avea cum să fie galben fără cheddar, așa că pune foarte mult cheddar. Ia uitați-vă. Mamă, vine mamă, rău. Mamă. Iar cartofii sunt galbeni. Mamă, de ce pofta am, mai pot. Ia mai întinde deoparte să fie galben full așa. Mai întind puțin așa pentru că oricum e bombă rău de tot. Foarte greu să găsești un burger galben, dar haideți să vedem ce gust are. Bun rău de tot. Bagă și un cartof de ăsta galben. Ia uitați-vă ce cartofi avem, chipsuri din astea la restaurant la Vigo aici. Wow. Haideți să vedem cum sunt și pastele lui Mițu. Ia jucat, tată, pastele astea albe, albe, albe. Ești nebun la cap. Cât de albe s-au putut, practic. Ce să mai? Hai să vedem cum stă treaba. Luăm așa. Dați-mi, nu știu dacă se vede aburul. Cu trufe, cu tot ce trebuie pe aici. Vai de capul meu cum e sosul ăsta alb. Pe bune zic, eu n-am mai mâncat până acum. Cred că n-am mai mâncat paste din astea la ei. Nu prea sunt eu așa cu pastele. Dar bă, băiatule, s-a terminat tot. Finețe, mă, la propriu, nota 9.60 la pastele astea. 9.60 e forță rău de tot. Dar burgerul ăsta a dat nota 10. E prea bun, nu știu, îmi place mult. Chipsurile astea, cartofi sunt bune. Iar noi revenim după ce mâncăm cu o înghețată superbă albă sau galbenă. Am venit să ne luăm și o înghețată după o masă așa copioasă. Merge și o înghețată galbenă și albă. Haideți să vedem ce gustare sau dacă găsim. Ia, vedeți, am găsit înghețata și uitați-vă ce galben frumos am eu și iar eu mare alb, ești nebun, frumos, mișto. Ana e cu mango, iar a ta? Lapte. Lapte. Hai să vedem cum e. Hai să vedem, ia. Bună rău. Pă bune? Nu e reclamă sau ceva, dar e bună rău. Ia, hai să vedem și a mea cu lapte. Chiar mișto, îi dau nota, cred că 9.25. Și îi dau nota 9.85. Haideți să mergem acasă să gustăm din toate alimentele pe care le-am luat astăzi. Am terminat cumpărăturile și vom testa ce am cumpărat. Avem aici băutura asta galbenă, iar el cea albă, care arată sincer mișto rău de tot. Are chestii în ea, ești nebun. Hai să vedem. Mirosul, wow, cât de tare e mirosul. Zici că e detergent, dar gen, adică gen mișto, nu știu cum să mă exprim. 3, 2, 1 și...
foarte gumoase chestiile alea, cocosul ăla e foarte gumos. Chiar îi dau nota 9.30, zim tu de chestia asta. Mamă, cum miroase asta, frate, la vitamina de aia pe care o bagi în apă. Da, da, da. Mamă, la miros slab, rău pe miros, îi dau nota 2 pe miros, frate. Hai să luăm o gură totuși, pentru că ia vezi, testăm gustul. Ia, ia, ia. Nu-mi place, frate. Nu? Deci după miros eu am câștigat detașat și cred că și la gust am câștigat detașat. Asta e super, e super forță. Nu știu, pe mine nu mă tăpesc atât deloc aroma asta. Îi dau nota 5. Nu știu, hai să trecem la următoarea aliment. Tare curioasă sunt de brânza asta, frate, nu știu. A fost și destul de scumbicică, parcă. Haideți să vedem. Haideți să vedem cum miroase prima oară. Cam așa arată. Bă, miroase a parmezan așa. Destul de intens. Oh, mamă, ce intens. Da, 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 da. Hai să luăm o gură să vedem cum e. E fix parmezan așa, dar în formă din asta de... Ambalat așa, gen. Da, îmi place. Îmi dau nota 8. Eu am aici o ciocolată albă, tată. Și hai să vedem cum stă treaba. Ciocolata albă, toată lumea cred că o știe. Nu cred că ai cum să dai greș. Textura mișto, fină. Nota 9.50 aici. N-am cum să nu e foarte bună. Ce trebuie așa, e foarte bun. De data asta avem acest popcorn care este super mega alb, după cum puteți vedea, și dorito și luparfi super galbeni. Eu ambalajul mega galben, n-am mai văzut ambalaj așa. Uitați-vă un pic. Da. Astea sunt cu sare, sunt clasici de fapt. Hai, gustă tu prima, ia. Galben. Bun? Bun. Bă, le dau nota 9. Cu un sos cred că se combină bombă de tot. Hai să vedem, eu iau popcornul ăsta, ia. Mișto și popcornul, nota 9.25. Hai să vedem ce alimente și-a mai luat Mitsu, că sunt curioasă. Cred că toată lumea a încercat o dată în viața acestei cornulețe și aceste pufuri, frate, care sunt bune rău de tot, nu știu. Mie îmi plac rău de tot, mai ales alea roz. Eu nu știu dacă am mâncat pufuri de-astea mai mult de 5 ori în viața mea. Mamă, eu băgam câte 5 odată. Mamă, hai să vedem cornulețele tale pe care le știe toată lumea. Sunt bune. Le dau nota 7. 7, așa puțin. Ia mă să vedem puful ăsta alb, cam așa se prezintă el. Bam. Și hai să vedem cum stă treaba. 3, 2, 1. Numai cocos ai mâncat azi. Bă, sincer mi-a plăcut, pentru că nu a fost foarte dulce. E așa, e o balanță bună. E chiar ok. Îi dau nota 8.37. Am venit acasă ca să continuăm cu restul produselor, iar eu am acest salam peleș. Ești de bun, am mâncat în viața mea. Băi, băiatule! Hai, ia doar o gură. Da, așa, să scot chestia asta albă, vedeți cât de alb e. 3, 2, 1. Fac o comparație cu salamul de Sibiu, haide! Și până mănâncă Mițu, iau și o gură din acest porumb. Băi, chiar dulce. Salamul peleș neașteptat de bun. Îi dau nota 7.27. Eu la porumb dau nota 8.25. Asta e cel următor produs. Acum o să încerc acest pufuleț cu muștarul ăsta dulce. Nu-mi place deloc combinația, dar ce să fac acum dacă l-am luat? Doamne, crele astea, da, hai să vedem cum este alupar pe primul. Și l-a dat și pe mână. Haide, ia și mâna asta, bagă și mâna așa. Băi, fraților, ei a fost silacul, încă mi-a zis înainte, a fost siră de muștar. Eu am aici niște... Băi, mie nu-mi plac icrele deloc. Băgăm un pic așa, băi, dacă vrem să mergem la America Express și facem figuri la astea, hai mă. Un pic amărui, oarecum. Dar nu sunt rele, n-aș mânca, sincer. Adică, mai mult de din gura asta nu prea aș băga. Nici eu n-aș mai mânca muștarul ăsta niciodată. De ce, mă? Nu-mi place. La combinație nota 2. Eu la știu că asta e icrele astea, de știu că le dau nota 6.50, tată. Eu am luat clasica banană, iar Mițu mănâncă Philadelphia. Ia zi-mi tu de banana asta, pentru că e de-aia bio, deci e scumpă rău de tot. Da, e bio. Cum e? E merită bio. Banii? Merită. Ia să vedem și noi băgăm Philadelphia asta, băgăm multă să se ducă icrele alea. 3, 2, 1. Da, mă, da. Deci trebuie Philadelphia. Nota 9.43. Iar la banană nota 10, că e bio. Am aceste semințe albe, după cum le puteți vedea. Iar mie mi-au rămas doar aceste gume, care au ambalajul galben. Mai am și eu gume asta. Hai să testez eu prima oară. Le luăm doar una. Nu-mi plac că sunt ușor sărate. Mie îmi place să fie sărate, rău de tot. Nota 6. Iar aceste gume nu sunt galbene, dar doar ambalajul a fost. Au gust de mango, deci mango e galben. Și eu fac Orbit White, scrie White și pe el. Le dau nota 10 acum. Astea sunt mai bune. Astea sunt cel mai tare. Și cam atunci cu acest vlog, nu uitați să vă abonați, stați repede un like. Vreau să strângem la vlogul ăsta peste 20.000 de like-uri. Și noi ne vedem data viitoare. Pa!